Polițiștii de circulație din Baia Mare au depistat în trafic doi conducători auto care sunt cercetați, unul pentru conducerea unui autoturism nenmatriculat și celălalt pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și polițiștii rutieri din Sighetu Marmației au întocmit dosare penale pe numele a doi șoferi pentru conducere sub influența alcoolului. În ceea ce privește, polițiștii secției 3 din Fărcașa au oprit în trafic în Ardusat un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani din localitate. În urma verificărilor s-a constatat că acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.